Facturile la agentul termic livrat chișinăuienilor în luna decembrie vor conține sume mai mari, au anunțat serviciile de resort la ședința operativă a primăriei. Astfel, în urma majorării cu 5,93 de lei față de luna noiembrie 2015, a costului pentru un metru pătrat de suprafață încălzită, locuitorii capitalei vor trebui să achite mai mult pentru căldură, iar costul metrului pătrat va fi de 23,77 lei. Totodată se așteaptă ca sumele din facturi să crească și în februarie. Vigilență maximă. Meteorologii, dar și Serviciul Situațiilor Excepționale atenționează asupra pericolului gheții și a poleiului depus pe drumuri. Conducătorii auto sunt rugați să fie echipați conform condițiilor meteo curente. În capitală, săptămâna trecută au avut loc mai multe accidente rutiere, cel mai mare număr al acestora fiind înregistrat în sectorul Râșcani. Cetățenii, dacă au nevoie de ajutor în situații excepționale, sunt rugați să apeleze Serviciul 901. Din nou în căutare, șeful statului Nicolae Timofti a lansat astăzi consultări cu reprezentanții PCRM și ai PSRM în vederea desemnării unui nou candidat la postul de prim-ministru. Liderul socialist Igor Dodon a anunțat pe rețelele de socializare că reprezentanții formațiunii sale nu vor participa la aceste consultări, întrucât unica soluție de depășire a situației de criză din țară sunt alegerile anticipate. Totodată și liderul fracțiunii PSRM din Parlament, Zinaida Grăceanăi, i-a expediat președintelui țării o scrisoare în care scrie să facă uz de dreptul său constituțional pentru a grăbi procesul de dizolvare a actualului legislativ și pentru anunțarea alegerilor anticipate în acest an. Totodată, după socialiști, și comuniștii au refuzat să participe la consultări, după cum a confirmat pentru RTR Moldova deputatul PCRM Elena Bodnarenko. Ori acestea, în opinia lor, sunt inutile. În același timp, cu Nicolae Timofti se vor vedea astăzi reprezentanții fracțiunilor parlamentare ale PLDM, PL și APDM, dar și deputații neafiliați. Discuțiile se vor axa pe numirea unui alt candidat la funcția de premier. Democrații au spus că vor veni cu propuneri în acest sens către șeful statului. Printre numele vehiculate în presă la acest capitol sunt cele ale președintelui PDM Marian Lupu, ale speakerului Adrian Candu sau cele al controversatului personaj politic Vladimir Plahotniuc, ultimii doi fiind tot exponenți ai Partidului Democrat. Își schimbă părerea de la o zi la alta. Liderul PL Mihai Ghimpu a declarat că în urma desfășurării ședinței Consiliului Republican al partidului său s-a hotărât că liberalii vor participa la formarea unei majorități parlamentare cu deputații care susțin necondiționat cursul european al țării. Întrebat de jurnaliști dacă va vota alături și de cei 14 foști parlamentari comuniști, Ghimpu a răspuns: de ce să respingi o mână care vrea să-ți dea un ajutor într-un lucru bun? Ei nu se mai numesc comuniști. Anterior, același Mihai Ghimpu declara că nu va vota nici de cum cu ei, întrucât, cum nu s-ar numi, tot comuniști rămân. Dacă la funcția de premier Nicolae Timofti îl va înainta pe Vladimir Plahotniuc, așa cum se vehiculează, atunci, prieteni, pregătiți lemne și haine groase, că ieșim în stradă. Despre aceasta a spus pe rețelele de socializare liderul partidului nostru, Renato Usatăi. Acesta mai adăugat că formațiunea sa va veni cu o inițiativă de nesupunere civică față de autoritățile centrale. Usatăi a mai spus că va colabora cu socialiștii și că trebuie să existe o forță pro-Moldova, care poate fi formată din mai multe partide. Totodată, Usatăi a precizat că dacă nu va fi propus la postul de prim-ministru persoana lui Plahotniuc, dar altcineva, atunci va mai avea răgaz o zi, două, înainte de a ieși în stradă. Mai multe detalii vis-a-vis de acțiunile sale vor fi făcute publice în cadrul unei conferințe de presă, a mai spus Usatăi. Numărul de turiști moldoveni care s-au aflat în vacanță în destinațiile din România pentru petrecerea sărbătorilor de rit vechi a scăzut cu 25-30%, comunică Federația de Promovare a Turismului din Moldova. Astfel, cetățenii noștri preferă tot mai multe locații din Bulgaria, Viena sau Italia. Printre cauzele scăderii numărului de turiști din Republica Moldova în România, Federația menționează accentuarea crizei politice și economice din țara noastră, care a redus cererea de vacanțe pentru moldoveni, liberalizarea circulației turistice pentru cetățenii moldoveni, care i-a determinat să aleagă și alte destinații europene în afară de România, dar mai ales absența promovării României ca destinație în Republica Moldova. Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a decis sancționarea 4 operatori de pe piața produselor petroliere, în timp ce unul dintre aceștia se va alege cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale, ceilalți 3 vor suporta procedura de suspendare pe un termen de 2 luni a licențelor deținute. În urma controalelor efectuate la companiile vizate, s-au constatat mai multe nereguli, cum ar fi carențe în evidența contabilă, care nu a fost ajustată cerințelor actelor normative în vigoare, sau derogări
derogări ale legii privind piața produselor petroliere. Rusia vrea să lupte contra terorismului împreună cu restul lumii, a declarat președintele rus Vladimir Putin într-un interviu acordat ziarului German Bild. Ne confruntăm cu amenințări comune, iar noi încă mai dorim ca toate țările din Europa și întreaga lume să-și unească eforturile de a combate aceste amenințări și încă ne luptăm pentru acest lucru, a spus Putin.